despre miza acestui congres, dar și despre ce decizii importante vor fi luate. Discutăm cu europarlamentarul Partidului Național Liberal, Daniel Buda, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua! Sărbună, bună ziua! Așadar, domnule Buda, vedem că sunt decizii importante, cruciale, care vor fi luate astăzi și mâine pe parcursul congresului la București. Care sunt acestea? Așa este, practic, cel mai important moment al acestui congres este nominalizarea doamnei Ursula von der Leyen pentru un nou mandat la președinția Comisiei Europene. Și este extrem de important pentru noi că, iată, această decizie se va lua aici, la București, locul unde se vor aduna, așa cum s-a spus și mai devreme, șefi de state și de guverne din întreaga Uniunea Europeană și oameni din peste 44 de țări din Europa și nu numai. În același timp se vor adopta o serie de rezoluții care vor seta într-o formă sau alta, să spun așa, mersul Europei, plecând de la ceea ce înseamnă provocările legate de criza economică, criza migrației, schimbările climatice, astfel încât toate aceste aspecte se vor regăsi în niște documente ce urmează să fie aprobate în cadrul Congresului. Carl Nehammer ajunge și el mâine în București. Ce rezoluție se va adopta pentru Schengen, domnule Daniel Buda? Ar trebui să spun că atât Manfred Weber, cât și doamna Ursula von der Leyen, cât și Roberta Metsola, cei trei oameni sau cele trei persoane care au funcții extrem de importante la nivelul Uniunii Europene, au spus foarte clar că România trebuie să fie parte integrantă a spațiului Schengen. Sperăm ca acest lucru să se întâmple în acest an și în care ne-am de asta prin ministrul de interne din Austria a spus foarte clar, haideți să vedem ce se întâmplă cu intrarea României în spațiul Schengen pe calea aeriană și vom vedea care este pasul următor de făcut. Eu îmi exprim ferma convingere că anul acesta vom intra în spațiul Schengen și pe calea terestră. Așadar, Carl Nehammer va fi pus la colț de oficialii europeni. Cum credeți că veți reuși totuși să-l convingeți pe acesta că țara noastră trebuie să intre și pe cale terestră? Doamne, doamnă, în primul rând, prin bunele exemple pe care le putem da prin ceea ce înseamnă gestionarea eficientă acestei intrări în spațiul Schengen pe calea aerului și pe calea navală. Și sunt absolut convins că odată ce vom depăși acest moment, cu siguranță vom reuși să mergem mai departe intrarea României în spațiul Schengen și pe calea terestră, pentru că este o presiune foarte mare, inclusiv din partea mediului economic și de afaceri austriac, care are enorm de multe afaceri și în România și în Bulgaria și au de suferit urmarea acestei situații de asta mai departe la frontieră. Și, desigur, sunt și alte mecanisme pe care le avem în vedere. Sunt alte discuții politice, ca să se înțeleagă foarte clar de această chestiune, pentru că, până la urmă, sunt convins că și Austria, și Carl Nehammer, și ministrul de interne doresc să avem un spațiu Schengen funcțional. De altfel, observațiile lor nu sunt făcute neapărat legate de România, ci legate de ceea ce înseamnă funcționarea spațiului Schengen în ansamblul său și nu special cel legat de România. Domnule Daniel Buda, am văzut mesajul lui Manfred Weber, președintele PPE. Vreau să subliniez că România trebuie să pună oameni competenți în Parlamentul European și că nu va trebui să-și irosească voturile pe extremiști. Iată că acest mesaj al lui Manfred Weber vine în contextul în care, deocamdată, dumneavoastră și socialdemocrații încă nu v-ați decis pe lista la europarlamentare. Vedem că nu s-a găsit acea femeie perfectă care trebuie să deschidă lista. Da. Cine ar putea fi? Stimată doamnă, cere președinți împreună cu colegii care se ocupă de această chestiune vor veni cu un răspuns în perioada următoare. Nu s-a anunțat lista până în momentul de față, deoarece nu vroiam să suprapunem cele două evenimente majore, iată, Congresul PPE, cu ceea ce înseamnă anunțarea listei, având în vedere nevoia de a fi, să spun așa, prezent în spațiu public cu evenimentele majore separat. Acestea a fost motivele pentru care până acum nu s-a prezentat această listă de europarlamentari. Repet, Congresul PPE-ului, dacă nu ar fi fost Congresul PPE-ului, cu siguranță aveam lista de europarlamentari anunțată. Dar sunt două evenimente mediatice pe care, desigur, vrem să le fructificăm la maxim în spațiu public. Bun. La ce să ne așteptăm după aceste două zile, domnule Daniel Buda? În primul rând, este vorba de, așa cum a spus, setarea viitorului Uniunii Europene. Pot să spun că trebuie să ne așteptăm la lucruri bune, pentru că aici, la București, se vor lua deciziile ce parte merge mai departe Uniunea Europeană și consolidarea parcursului european pe de-o parte a României și care sunt sau modalitatea care să facem față acestor provocări pe care le avem înaintea noastră. Fie legată de criza economică, criza migrației, cum spuneam, sau război din Ucraina. Războiul din Ucraina este o temă extrem de importantă pentru noi toți, pentru că vedem că de mult ne-a afectat inclusiv economic această
acest război din Ucraina. Mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră, Daniel Buda, europarlamentar.